Hristos a înviat, cu adevărat a înviat. Iată, acum, astăzi vom învăța de la aceste micuțe insecte create de Dumnezeu pentru ca să fie în slujba omului. Observăm cu câtă muncă și cu câtă chiverniseală își adună pentru stăpânul lor. Atât polenul, îl vedem cum se adună pe piciorușele albinuței hârnicuțe, cât și mierea pe care o consumăm noi spre slava lui Dumnezeu și spre mulțumirea prea bunului meșter pentru tot ce a creat pentru om. Vedem, dragii mei, cum totuși natura lucrează pentru om și insectele și animalele și toate cele create de Dumnezeu lucrează foarte minunat pentru ca omul să aibă mulțumirea în suflet. Însă totuși observăm că cât de radical și cât de departe este omul de aceste creații neînsuflețite, de aceste creații fără de rațiune, care totuși știu misiunea lor foarte clar, că trebuie să muncească și să adune în stupurile stăpânilor lor, ca eventual să ajungă spre seară și să primească odihna pe care o merită. Încă o dată repet, vedem cum anume pe piciorușile acestei albinuțe stă polenul pe care merge apoi în stupurile stăpânilor sau în stupurile în care sau căsuțele lor unde se odihnesc și leapă de acest polen pentru ca omul să-l consume pentru sănătate. Uitați cât de minunat, cât de frumos, cât de binecuvântate sunt aceste făpturi care cu atâta trudă și osteneală și muncă își adună și își fac misiunea dată de Dumnezeu. Numai omul merge contra acestei misiuni și recurge la diferite crime sau diferite acțiuni care par a fi inițial mai ușoare pentru a-și câștiga bucata de pâine, evident că necinstit. Sperăm ca să învățăm în această zi de la aceste minunate făpturi și văd că chiar una parcă s-a împrietenit cu mine, că tot se așează pe obiectivul aparatului meu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această redescoperire. Noi știm că Dumnezeu lucrează prin toate făpturile ca omul să fie mulțumit. Doar astăzi vreau să mai confirm încă o dată că totul este minunat. Hristos a înviat, cu adevărat a înviat.